Dragilor, bun găsit! Vă aduc astăzi un desert delicios, o prăjitură cu origini norvegiene. Verdensbeste, în norvegiană, înseamnă cel mai bun din lume. Așadar, norvegienii au denumit prăjitura aceasta ca fiind cea mai bună din lume. Dacă o fi chiar așa, nu știm. Gusturile diferă. În orice caz, este probabil una dintre cele mai bune, pentru că o mulțime de restaurante și de cofetării din întreaga lume au inclus prăjitura aceasta în meniul lor. Prăjitura are două blaturi cu unt și bezea cu migdale și între ele o cremă delicioasă de vanilie cu frișcă. Pentru un aspect mai vioi, așa, se servește cu fructe proaspete frumos colorate. Sper că v-am făcut curioși, haideți să vă arăt rețeta. Găsiți ingredientele și la descrierea videoclipului, aici doar vi le arăt pe scurt. Avem ingredientele pentru crema de vanilie cu frișcă, cremă diplomat se numește. Aici avem ingredientele pentru blatul cu unt și vanilie. Aici sunt ingredientele pentru stratul de bezea cu fulgi de migdale. Începem cu crema diplomat pentru că are nevoie de timp să se răcească. Într-un vas punem cele 4 gălbenușuri, 100 de grame de zahăr, un praf de sare, cam un sfert de linguriță, și vanilia, cam o lingură de esență de vanilie sau o linguriță de extract. Tot aici punem și 50 de grame de amidon. Iar din laptele cântărit pentru rețetă punem cam 100 de mililitri și amestecăm bine cu un tel de mână. Într-o cratiță care va merge pe foc, punem restul de lapte. Punem cratița pe plită și când laptele începe să fiarbă, turnăm amestecul de gălbenușuri și amidon pregătit mai devreme. Amestecăm des cu un tel de mână, ca nu cumva crema să se prindă de fundul cratiței, și o gătim la foc mediu spre mic până când se îngroașă. Când vedeți că s-a îngroșat ca o budincă, o mai lăsați pe foc încă un minut ca să se stabilizeze amidonul. Deci nu o dăm deoparte imediat cum s-a îngroșat, dimpotrivă nu plecăm de lângă ea și amestecăm continuu încă un minut. Ca să se răcească mai repede, mutăm crema într-un vas rece, cu cât mai larg la gură cu atât mai bine, și o acoperim cu folie alimentară direct lipită pe suprafață ca să nu facă poșghiță. Și lăsăm crema să se răcească foarte bine, să se răcească complet. Între timp, ne putem ocupa de blat. Începem cu partea de blat cu unt și vanilie. Avem nevoie de unt moale cu 82% grăsime, 120 de grame. Peste unt punem zahăr, 50 de grame de zahăr, un sfert de linguriță de sare, și mixăm foarte bine până când untul se spumează și devine cremos. Cam așa trebuie să arate, îl adunăm puțin de pe pereții vasului. Peste untul spumat adăugăm cele 4 ouă, atât gălbenușul cât și albușul, nu le separăm. Punem aici și vanilia. Și mixăm la viteză mare până când se încorporează. Chiar dacă amestecul nu arată omogen, așa ca o cremă, nu e nicio problemă. Se rezolvă la cuptor când untul se va topi de tot. Am aici 120 de grame de făină de patiserie cu 3 nule, peste care am să pun o linguriță cu praf de copt. Deci nu un pliculeț întreg, o linguriță plină. Amestecăm ca să se distribuie praful de copt. Și apoi le cernem împreună în castron peste amestecul de ouă și unt.
Amestecăm la început cu o spatulă cât să umezim făina și apoi foarte, foarte scurt cu mixerul doar cât să omogenizăm compoziția. Nu mixați mai mult pentru că aluatul nu va mai fi fraged, își schimbă textura și devine ușor cauciucat. Am folosit tava mare a cuptorului, tava mea are 30 pe 40 de centimetri. Am pus un pic de aluat pe aici pe acolo ca să stea hârtia de copt fixă. Și am turnat aici aluatul minunat cu unt pe care l-am pregătit mai devreme. Nivelăm cu o spatulă și lăsăm tava puțin deoparte. Ne ocupăm de bezeaua cu migdale. De la crema de vanilie ne-au rămas 4 albușuri pe care le folosim acum la stratul de bezea. Peste albușuri punem un praf de sare și mixăm foarte bine la viteză mare până când albușurile se întăresc. Cam așa de tare trebuie să fie spuma de albușuri să-și păstreze foarte bine forma. Asta înseamnă că am înglobat suficient de mult aer în albușuri și vom avea o bezea pufoasă. Punem acum zahărul, 170 de grame și o lingură de suc de lămâie, care va stabiliza bezeaua. Mixăm din nou, veți vedea că la început albușurile se înmoaie, apoi redevin pufoase și lucioase. Cam așa trebuie să arate la final. Haideți să vedem cum coacem blaturile. De fapt, coacem un singur blat pe care îl vom tăia în două. Peste partea cu unt pe care am pus-o deja în tavă, distribuim bezeaua. Ca să fie mai ușor, punem grămăjoare din loc în loc, pe care apoi le unim cu o spatulă. Dacă vreți, puteți lăsa bezeaua așa netedă, dar arată mai simpatic dacă îi facem câteva valuri cu vârful unei linguri. Peste bezea presărăm cu generozitate fulgi de migdale, care vor aduce nu doar un aspect deosebit și apetisant, cât și multă textură, în contrast cu crema dintre blaturi. Coacem blatul la 175 de grade pentru 20, maxim 25 de minute. Nu trebuie să se rumenească foarte, foarte mult, dar totuși trebuie să avem grijă ca și blatul și bezeaua să fie bine coapte. Lăsăm blatul să se răcească în tavă și când vrem să montăm prăjitura, îl scoatem din tavă cu tot cu hârtia de copt și îl tăiem pe jumătate. Acum, dacă vreți să-l tăiați pe lățime sau pe lungime, e alegerea voastră, dar orientați-vă după tava în care veți monta prăjitura. Eu am o tavă în care se potrivește numai bine blatul tăiat pe lungime. L-am tăiat în două cu un cuțit și ca să desprind și hârtia de copt am folosit o foarfecă. Am așezat tava peste jumătate de blat, am răsturnat și acum se îndepărtează foarte ușor hârtia de copt. Pentru celălalt blat folosiți lama unui cuțit sau o spatulă mai lată ca să-l desprindeți de hârtia de copt. Acum avem cele două blaturi pregătite, urmează să pregătim și crema dintre ele. Punem la hidratat 5 grame de gelatină, asta înseamnă jumătate de pliculeț, cu 50 de ml de apă rece. Lăsăm gelatina la hidratat cam 10 minute, apoi o topim la bain-marie. Puteți să topiți și la microunde, dar cu atenție la putere mică, astfel încât să nu ajungă să fiarbă pentru că își pierde proprietățile. Așadar, așezăm vasul cu gelatină peste o crăticioară în care dedesubt fierbe apă. În felul ăsta, gelatina se va topi încet, fără riscul să fiarbă prea mult. Veți vedea că face spumă, nu e nicio problemă, doar asigurați-vă că este complet dizolvată. Când nu se mai văd granule de gelatină, dați vasul deoparte și lăsați gelatina să se răcorească puțin, dar să nu se răcească de tot pentru că se întărește. Dacă cumva se întărește, o puneți din nou la bain-marie și o luați de la capăt. Între timp, crema mea de vanilie s-a răcit și s-a întărit, uitați cum arată. O vom incorpora în frișcă bătută, deci mai întâi ne ocupăm de frișcă.
Am aici un castron care a stat la rece și telurile de la mixer de asemenea au stat la rece. Tot la rece a stat și smântâna pentru frișcă. Deci toate elementele trebuie să fie foarte reci de la frigider ca să fim siguri că frișca se bate bine și devine fermă și pufoasă. Am folosit 400 de ml de smântână pentru frișcă și am mixat-o bine și cu răbdare până când s-a întărit și își păstrează bine forma. Uitați cât e de fermă! Urmează să încorporăm crema de vanilie în frișca bătută și vom face asta în mai multe tranșe. Nu punem toată crema deodată, punem puțin câte puțin și mixăm după fiecare tranșă. Abia după ce încorporăm bine o cantitate mică de cremă, putem să adăugăm din nou. Așa arată la final, are o culoare foarte plăcută și vă spun că e delicioasă. Dacă nu mă credeți, puteți să o gustați. Eventual, vedeți și dacă e suficient de dulce pentru gusturile voastre. Dacă nu, puteți să mai adăugați acum zahăr pudră. Între timp s-a răcorit puțin gelatina. O punem în castron, avem grijă să o punem pe toată, să curățăm bine vasul în care am dizolvat-o. O puteți incorpora cu mixerul sau cu o spatulă, dar amestecați energic ca să fim siguri că a ajuns gelatina să se încorporeze peste tot. Punem crema obținută peste blatul așezat deja în tavă. O nivelăm cu o spatulă și peste ea punem cealaltă jumătate de blat. Cea mai bună prăjitură din lume are nevoie de un repaus la frigider. Trebuie să stea la rece măcar 4 ore, timp în care crema va umezi suficient blaturile cu unt, iar prăjitura va căpăta consistență și stabilitate. Așa arată prăjitura gata de tăiat. Pentru un aspect mai frumos, presărați foarte puțin zahăr pudră, pentru că nu are nevoie de dulceață, ci doar de o ninsoare, așa pentru aspect, și decorați-o cu fructe proaspete. Eu am ales căpșuni și afine. Momentul mult așteptat să tăiem o felie mare, pe care să o gustăm și să decidem dacă e sau nu e cea mai bună prăjitură din lume. După părerea mea, este una dintre prăjiturile minunate pe care chiar merită să le încercați. Nu se face foarte greu, arată superb, e numai bună de prezentat la o sărbătoare în familie, la aniversări, la Crăciun, la Paște. Dragii mei, sper că v-am făcut poftă, sper că v-am făcut curioși să încercați prăjitura. Vă aștept impresiile și întrebările dacă aveți în comentarii. Și vă îmbrățișez cu drag. Până la rețeta viitoare, numai bine!